știu istorie și dacă n-aș fi fost aici, eu care am fost primul care am venit, bine, nu chiar primul, am fost din... Mai fost români, dar cu Enjoy Events, cu fratele Florin, așa am început. Undeva 150-200 de români, adui Florine pe cu metrii tăi, eu vin și eu cu ai mei, hai dezvoltăm un spectacol. Da, pentru că astăzi sunt peste 12.000. Astăzi 12.000, ceea ce mi se pare și eu. Enjoy Events are și o chestie extraordinară, felicit pe fratele meu și pe cumătul meu. Și nu în ultimul, ci în primul rând pe Andra, pentru că mi se pare că e rodul a unei munci constante pe care a depus-o în cariera ei, să fie atât de iubită, ca artist să spune 12.000 de oameni chiar în diaspora, mi se pare cute. Dar spune-mi, pe lângă Andra, ce altă voce care v-a urmat de scenă? O să-ți gândească să iasă, sau să emoție. Trebuie să spun că m-ai prins, pentru că eu n-am văzut concert în țară, pentru că filmam, trebuia să fiu acolo și când am văzut sunt curios cine o să cânte, deci o să spun la final dacă vrei. Dar în principal, Oltenia mă interesează. Eterna Teranova. Și tu pe scenă, înțeleg. Da, uite acum să zic eu două vorbe de mulțumire pentru români, să ne anunțe spectacolul ca bilete. A venit cu biletele la mine pentru... Nu e bine, nu, 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 n